haideți să-l întrebăm și pe domnul doctor Drăgoi care sunt dezamăgirile dânsului și ai celor pe care îi reprezintă. Deci eu am mandat de a reprezenta Asociația 17 decembrie cu dezamăgirea că trebuie să stau în picioare și mă doare piciorul și niciun reprezentant al asociației nu este în studio ca să pună întrebările, să uite în ochi direct la cei care sunt acolo în partea, n-am înțeles care, dreaptă sau stângă. Mersi. Mircea, cam atât în prima mea intervenție de aici, din Piața Victoriei. Poftim, iată un subiect de discuție deja ai din întrebările pe care le-a adresat domnul Boroșoiu. Emil, mulțumesc foarte mult. Trebuie să spunem că în studio se află un reprezentant al Asociației 17 decembrie. Este vorba de domnul Marius Mioc. L-aș întreba pentru început pe domnul Sorin Oprea, pentru că dânsul a fost unul dintre care atunci, în 16 decembrie, a ieșit în stradă. Ce ar fi de adăugat? Am urmărit o primă parte a unui reportaj care, credem noi, conturează într-un fel sau altul derularea acelor evenimente. Acum, după 14 ani, ce ar fi de spus? Bună seara, în primul rând, telespectatorilor. Ar fi de spus, într-adevăr, că încă după 14 ani și acum facem filme proaste, și acum facem filme care dezinformează populația, și după 14 ani sunt convins că nimeni, nici din Timișoara și nici din România, nu cunoaște începuturile Revoluției așa cum au fost ele. Îmi pare rău să o spun cu tristețe în glas, așa cum a reprezentat acel film, Revoluția n-a început de la Tökés. Să fie odată clar pentru totdeauna. Enoreașii au fost una, revoluționarii au fost alții. Nu cred că a vorbit cineva la vreodată că ar fi început de la Tökés, ci ar fi început ca locație. Adică, neastră, unde ați... Ca locație să fie... Da, eu am fost în Piața Maria. Niciodată, sincer să spun, nu particip, n-am fost de această religie și nici nu m-a interesat. Pur și simplu, pe mine mă interesau cu totul altceva. În acele momente mă interesau scutierii și cu ei aveam treabă, care, de fapt, nu aveau nicio treabă cu Tökés. Tökés, după câte mi-aduc bine aminte, a ieșit la fereastră și a spus: oameni buni, plecați acasă, totul este în ordine. Nici de cum n-a îndemnat oamenii la revoluție. Sau nici de cum n-a zis: veniți și stați să murim împreună pentru democrație și libertate. Tökés a încercat să salveze pielea, cam așa s-a întâmplat. Cine a făcut acel lucru? Pe care nu l-a făcut pastorul Laszlo Tökés. Cine a înviat lumea să rămână în piață? Oare... Puneți să se laude. Exact. Nu, vreau să găsim un început. Păi de 14 ani trebuie să fac același lucru de fiecare nu dată. Nu e vorba când... de a pune pe cineva sau nu. Nu vă spun, deci de 14 ani, de fiecare dată când apărem toți dintre noi, colegii mei, Bursuc, Mioc, Sanda, Tudorin Burlacu, trebuie și într-un fel sau altul să ne justificăm în ceea ce vorbim prin faptul să ne facem introducere. Să zicem, eu am făcut asta, eu am făcut asta, eu am făcut asta. Am mai făcut-o cu respect domnul profesor Milin Miodrag, care a scris o carte despre câțiva dintre noi, într-un număr destul de restrâns. Vă spun cu tristețe, de fiecare dată trebuie să ajungem să ne autolăudăm. Cam așa vine treaba. Aș fi preferat întotdeauna să fim prezentați și să intrăm întotdeauna în subiectul... Putem să spunem despre dumneavoastră atunci, că ați fost una dintre persoanele care ați mers înspre catedrale unde ați adunat oameni, ați fost în complexul studențesc, ați fost una din persoane care, repet, a pornit în acel moment manifestațiile de stradă. Vă rog, domnul Pula, da, deci, ca să nu se laude colegul nostru, Sorin Oprea, într-adevăr, el a fost unul dintre principalii oameni care au declanșat mișcările revoluționare sau care au dus la transformarea unui protest din fața bisericii în mișcări de stradă, protestatare. Dar mult mai important pentru transformarea acestor evenimente este și sunt băieții care au oprit tramvaiele. Îmi pare foarte rău că Orban nu a menționat numele lor. Este vorba de Daniel Zăgănescu. Sigur. Și este vorba de, Dumnezeu să-l ierte, Monoran. Sunt oameni care au fost acolo, care nu știu de ce se dorește să fie trecuți în istorie. Sau vrem să reactivăm, sau alte personalități, sau se dorește o dezinformare a
evenimentelor. Care a fost ideea ce v-a îndemnat să rămâneți atunci în stradă? Dorința de libertate. Haideți că vă spun. Am să spun o dată și pentru ultima oară. Foarte pe scurt, sper să mă încadrez într-un minut, un minut și jumătate. În data de 10 decembrie am făcut greva foamei în întreprinderea Electrometal. Pe atunci se știa că e un nebun care face greva foamei. Aș putea să zic că am fost un frontierist convins. Pot să zic că de când eram copil am fost contra regimului. Întotdeauna am fost un nemulțumit. Și în școală și peste tot. De-aia poate unii zic că ăsta a fost un mare vagabond. Eu am fost poate un nemulțumit. Nu mi-a plăcut, niciodată n-am fost mulțumit de ceea ce există în țară. A fost un dizident, probabil. Să zicem un mic dizident, nu un mare dizident. Ca mine, sunt convins că mai erau sute sau mii în țară, fiecare după posibilitatea de a-și deschide gura. În noaptea de 16 aveam un băiețel de 3 luni jumate și am considerat că este momentul, sigur, văzând, era greu să adune atâtea persoane, încă o dată specific, foarte multe persoane erau pe pod la Maria. De acolo, de fapt, s-a declanșat manifestația care, treptat, defilându-se prin, aș putea să menționez pe colegul meu, Costel Bursuc, care m-a însoțit pe tot parcursul, dânsul chiar a fost și arestat înspre dimineață, pe tot parcursul acestei manifestații, pe unde am defilat, pașnic, rețineți, această defilație de 16 pe 17 decembrie a fost pașnică. Nu s-a spart niciun geam de la magazin, singurul lucru care s-a întâmplat, s-au dărâmat simbolurile ceaușiste. S-a spart. Și aceste simboluri, bănuiesc că la atitudinea noastră a existat și o primă reacție a forțelor de represiune. Și aceea aș întreba și pe domnul Radu Tinu, ce informații dețineau la vremea respectivă? De ce nu s-a acționat atunci? Exista posibilitatea de a se acționa? Exista posibilitatea de a se acționa în stradă, însă întâi aș vrea să fac câteva rectificări. Deci s-au făcut greșeli inclusiv în filmul prezentat în prima fază și în special, și mă refer punctual la faptul, în 15 decembrie, eu am fost în stradă și în 16. În 15 decembrie nu s-a strigat nici libertate, nici Jos Ceaușescu, au fost acolo circa 20, 30, 40 de persoane. La ora 20:30 au venit acolo comandantul poliției, colonelul Deheleanu, cu niște ofițeri de judiciar și mai cu frumosul, mai împins, lumea a plecat și n-a mai rămas nimeni. Absolut nimeni. A doua zi în 16, începând de la ora 10, 10 și jumătate, 11 au început să se strângă oameni, să vină să vadă ce este și oprirea tramvaiului, deci eu am fost chiar la 5 metri de tramvai, s-a datorat mulțimii care se strânsese în zonă și care blocase, practic, linia de tramvai. Intersecția. Vatman a oprit tramvaiul, oamenii din tramvai s-au dat și ăștia jos și au mărit numărul celor prezenți acolo și atunci Monoran s-a urcat și a tras jos pantograf, cum îi zice. Și Zăgănescu. De pe tramvai. Încet, încet s-au strâns oameni, era sâmbătă, oamenii erau la cumpărături, era ca și acum, au plecat după bomboane, după pom, după etc. Ce informații existau atunci? Asta l-aș întreba și pe domnul informații? Profesor Măgureanu. Ce informații existau? Situația de atunci este foarte cunoscută. România era singurul bastion al comunismului din Est care încă rămăsese în picioare. Deci erau informații că va urma și la noi. Se știa după întâlnirea... Era...